Când evreii își începeau slujba în casa Domnului, unul dintre preoți spunea Iahve Shama, care înseamnă Domnul este aici. În această seară spun același lucru. Iahve Shama, Domnul este aici. Doamne, Tu ești aici. Noi condiționăm prezența Ta de ceea ce simțim de multe ori. Dar Tu nu ești aici pentru că noi simțim așa. Tu ești aici pentru că Tu așa ai promis. Și de multe ori nu simțim nimic în biserică. Și de multe ori, datorită oboselii, din cauza oboselii, nu simțim absolut nimic. Dar știm că ești aici. Bazați pe promisiunea Ta, Dumnezeule. Tu ai promis că acolo unde se vor aduna doi sau trei în numele Tău, vei fi și Tu prezent. Și pentru că Tu ai promis lucrul acesta, noi ne bazăm pe promisiunea Ta, Doamne. Știm că ești în locul acesta. Doamne, ține în mână aceste bilete care exprimă atât de multe dorințe înaintea Ta și înaintea Bisericii Tale. În numele Domnului Iisus Hristos te rog să lucrezi. Amin. Tu ești Dumnezeul care poate să lucreze atunci când omul nu mai poate face nimic. Mă rog pentru Dorin, care este bolnav de cancer, în numele Domnului Iisus, atinge-te de el. Mă rog pentru băiețelul de Samuel, care este bolnav de cancer, în numele Domnului Iisus, atinge-te de el. Ești Iahve Rafa, Dumnezeul care vindecă. Ești Dumnezeul prea înalt, mult mai înalt decât putem noi ajunge sau putem imagina sau gândi. Te rugăm în această zi, coboară în locul acesta. O, glorificat să fie numele Tău. Iahve Shama, Tu ești aici. Chiar dacă gândul nostru nu este întotdeauna aici. Chiar dacă dorința noastră nu este întotdeauna aici. Tu ești aici. O, te rog, atinge-te de copiii aduși în rugăciune în această zi. Te rog frumos, atinge-te de toți copiii bisericii acestea. Mă rog în numele Domnului Iisus Hristos, atinge-te de orice minte, de orice suflet în această seară. Atinge-te de fiecare persoană din locul acesta. O, mă rog ca Moise odinioară, vreau să văd slava Ta la Betania în această seară, Doamne. Vreau să te văd pe Tine, vreau să te simt pe Tine. Vreau să gustăm din Tine și să vedem în această seară, Doamne, cât ești de bun. Doamne, știu că experiențele noastre cu Tine sunt limitate tot de tine. Pentru că i-ai spus lui Moise că nu poate omul să te vadă și să trăiască. Dar te rugăm, bazați pe harul și durarea Ta, lucrează, Doamne. Sunt părinți care se roagă pentru pruncilor, ascultă-ne rugăciunea sărașă. Sunt copii care se roagă pentru părinților, ascultă-ne rugăciunea sărașă. În numele Domnului Iisus Hristos te rog să-mi dai cele mai potrivite cuvinte. Iar celor care ascultă să le dai cea mai potrivită atitudine. Îți mulțumesc că m-ai ascultat pentru că m-am rugat în numele Domnului Iisus.
Mă gândeam că după atâtea sărbători și atâtea programe, veți fi destul de obosiți în seara aceasta. Așa că am ales să predic în această seară despre somn. În speranța că în felul acesta nimeni nu va adormi la predică. Și aș vrea să deschideți împreună cu mine la Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 20, cred că deja ați intuit despre cine vă vorbim. Pagina 1082, introducerea Corinescu, Faptele Apostolilor, capitolul 20. Am să citesc doar de la versetul 7 la versetul 12 și aș vrea să ascultați cu mare atenție cuvântul lui Dumnezeu. În ziua din întâia săptămânii, eram adunați la oaltă ca să frângem pâinea, povestește doctorul Luca, autorul cărții Faptele Apostolilor. Pavel, care trebuia să plece a doua zi, vorbea ucenicilor sau creștinilor din Troa, și și-a lungit vorbirea până la miezul nopții. În odaia de sus, unde eram adunați, erau multe lumini, e foarte important lucrul acesta, și un tânăr, numit Eutich, care ședea pe fereastră, a adormit de-a binelea în timpul lungii vorbirea lui Pavel, biruit de somn, a căzut jos din catul al treilea, să zicem de la etajul al treilea, e destul de greu de echivalat, a căzut din catul al treilea și a fost ridicat mort. Dar Pavel s-a coborât, s-a repezit spre el, l-a luat în brațe și a zis, nu mă tulburați, că sufletul lui este în el. După ce s-a suit iarăși, a frânt pâinea, a cinat și a mai vorbit multă vreme până la ziua. Apoi a plecat. Așa voi face și eu, nu până la ziua, dar după ce voi vorbi destul de mult, apoi voi pleca. Și versetul 12 spune, flăcăul sau adolescentul a fost adus viu și lucrul acesta a fost pricina unei mari mângâiere. Amin. Vă rog să vă așezați. Predica la un singur îndemn, pentru că sunt evanghelist și vihorean pe deasupra. Îndemnul ar fi următorul. În anul 2014, dragii mei, păstrați-vă sufletul treaz. Nu știu dacă ați fost atenți, așa că voi repeta. În anul 2014, păstrați-vă sufletul treaz. Diavolul, chiar în momentul acesta, laboratorul lui lucrează la omul cu sufletul adormit. Omul pentru care sărbătoarea nașterii Domnului Iisus înseamnă doar să mănânce carne de porc și învierea Domnului înseamnă doar să mănânce puțin miere. În anul 2014, vă îndemn în numele Domnului, dragi tineri, nu vă lăsați înșelați. Nu vă lăsați mințiți, nu vă lăsați manipulați de presă, nu vă lăsați prostiți. Păstrați-vă sufletul treaz. În numele Domnului vă rog lucrul acesta. Să fie 1600 de ani aproximativ, sigur nu pot spune cu exactitate, de când marele om al lui Dumnezeu Augustin se ruga în felul următor. Doamne, dă-mi dorința, pune în mine, în inima mea, dorință mai mare după tine. Ajută-mă să te doresc mai mult. Dorindu-te să te caut, căutându-te să te găsesc, găsindu-te să te iubesc și iubindu-te taina finală, să încetez să mai păcătuiesc. Nicolae Steinhardt spunea, curajul este taina finală, iubește doar cine are curajul să moară. Dar eu, în Biserica Betania, îmi permit să vă spun în această seară, că nu curajul este taina finală,
Că iubirea de Dumnezeu este taina finală. Biruiește doar cine îl iubește pe Dumnezeu mai mult decât orice. Și în anul 2014, permiteți-mi să vă dau un demn acesta. Ascultați-mă, vă rog frumos, acum. În anul 2014, propuneți-vă să-L iubiți pe Dumnezeu mai mult decât orice. Pentru că, în definitiv și la urma urmei, a fi creștin, dacă ar fi să rezumăm creștinismul nostru la o definiție scurtă, a fi creștin înseamnă să-L iubești pe Dumnezeu mai mult decât orice. E ceea ce îi spune Domnul Iisus în Ioan 21 lui Petru, când îl întreabă de trei ori, Petre, mă iubești tu? Mai întâi îl întreabă, Petre, mă iubești tu mai mult decât mă iubesc aceștia? Și pentru că Petru avea spiritul acesta de concurență, se aranjează frumos și spune, da, Doamne, că ăștia sigur te iubesc mai mult. Dar a doua oară Domnul îl întreabă, Petre, mă iubești tu? Și Petru răspunde, parcă nu la fel de prompt ca prima dată, da, Doamne, te iubesc. A treia oară Domnul îl întreabă, Petre, mă iubești tu? Și Petru, înjundat ca un copil de clasa a doua, scos la tată la ora de matematică, răspunde, mă rog, că nu o să așa, da, Doamne, zice. Tu toate le știi. Știi că te iubesc. Și atunci Domnul adaugă ceva extraordinar. Îi spune lui Petru acolo că va trebui să moară la sfârșitul vieții lui. La sfârșitul alergării pe acest pământ va trebui să moară pentru această dragoste pe care o declară. Și spune Petre, dacă mă iubești, la final va trebui să mor pentru mine. Și apoi adaugă ceva acolo. Și Domnul i-a spus apoi, vino după mine. Altfel spus, acum Petre, după ce ți-am descoperit că la sfârșitul vieții tale, din dragoste pentru mine va trebui să mori, acum dacă mai poți, vino după mine. Și îi spune Biblia frumos că Petru s-a dus după Iisus. Eram în urmă cu câțiva ani, după evangelizare, frații m-au dus să vizitez o femeie care era paralizată de la gât în jos. Nu voi uita niciodată acea casă micuță, pământ bătut pe jos, cum sunt casele de la țară. Încă mai sunt case la țară în felul acesta. O casă nasoală, care avea un acoperiș, bonus, două ferestre mici, și mi-amintesc că am intrat în casa aceasta și am găsit acolo o persoană pe care a trebuit să o vizităm, o femeie paralizată de la gât în jos și din cauza acestei boli a fost părăsită de soț și de copii și acum era îngrijită doar de o mamă de 70 și ceva de ani. Și am rămas în fața acestei imagini, eu m-am pus cu gândul să o încurajez, dar m-a încurajat extraordinar de mult ea. Când am intrat în această casă, când am văzut starea în care se afla, am pierdut predica dintr-o dată, amicată. Nu știam ce să-i spun. Și femeia aceasta s-a uitat la mine și la pastorul cu care eram. Și mi-a spus mie, frate Adi, îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru tot ce mi-a dat. Și vă mărturisesc sincer că m-a invitat aceea. La începutul slujirii m-am și uitat curios în stânga și în dreapta să văd ce i-a dat Dumnezeu. Îi mulțumește. Nu voi uita că avea o casă atât de săracă și avea o masă și pe masa asta niște flori m-am uitat sub masă, m-am uitat în camera alăturată. Și nu voi uita că a continuat și o să-i mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat puterea ca în situația în care mă aflu să-L iubesc pe El mai mult decât orice. Iubirea de Dumnezeu este taina finală. Biruiește doar cine iubește pe Dumnezeu mai mult decât orice. Vei putea să te păstrezi treaz în anul 2014 dacă îl iubești pe Dumnezeu mai mult decât îți iubești păcatele. Dacă îl iubești pe Dumnezeu mai mult decât îți iubești viața. Dacă îl iubești pe Dumnezeu mai mult decât îți iubești casa. Dacă îl iubești pe Dumnezeu mai mult decât îți iubești familia. În anul 2014 vă rog în numele Domnului Iisus Hristos, păstrați-vă sufletul treaz. Știu că de sărbători oamenii sunt supra-saturați de programe. De aceea am ales ajutorul lui Dumnezeu în această seară să vorbesc despre somn. Știți, cuvântul acesta este folosit de Biblie în trei feluri diferite. Și dacă veți cerceta cuvântul lui Dumnezeu, veți vedea lucrul acesta. Biblia vorbește în trei feluri despre somn. Primul somn despre care vorbește Biblia este somnul fizic. Și sigur, nu cred că ar trebui să dau mai multe detalii despre asta.
A doua categorie de somn este somnul ca și comparație pentru moarte. Somnul ca și metaforă pentru moarte. Dacă citiți Biblia și sigur ați văzut asta, de foarte multe ori în loc de a murit, veți vedea a adormit. De exemplu, David când moare, se spune omul Domnului a adormit, în loc de a murit. Și veți vedea de foarte multe ori că Biblia folosește somnul ca și metaforă pentru moarte. De ce face lucrul acesta? În afară de evidența faptului că omul care doarme seamănă oarecum cu cel care a murit. Biblia folosește această metaforă sau această comparație pentru a le transmite următorul adevăr. Pentru a învăța că la fel cum somnul este trecător și moartea este trecătoare. Aleluia! Glorificat să fie numele Domnului. Mi-a făcut Domnul harul să fiu odată la o mormântare și înțelegeți-vă bine ce spun, nu greșesc. Mi-a făcut Domnul harul să fiu odată la o mormântare tare și interesantă. Nu-mi placă mormântările, asta am zis-o de mai multe ori. Îmi amintesc că acolo, după terminarea programului, slujbei funebre, spuneți-i voi cum vreți. Era un bărbat care își înmormânta soția. Și după terminarea programului, eram undeva la țară, un om bine făcut, era omul acesta cu mâinile mari, de om muncit. Și mi-amintesc că înainte să se pună capacul pe sicriu, bărbatul acesta impunător, a luat în mâinile lui mari mâna soției care murise. Și înainte să se pună capacul, i-a spus doar atât. La revedere. Ne revedem la dimineață. La început vă mărturisesc sincer că am rămas așa descumpănit. Mi s-a părut la început ceva macabru. Să vezi că un om ia în mâna lui mâna unui om mort. Dar după aceea, stând în fața acestei imagini, am rămas impresionat de atitudinea acestui om. Omul acesta știa mai multă teologie decât sute de teologi liberali care spun că nu există viață dincolo de moarte și că Iisus n-a viață. Și am rămas atât de impresionat de atitudinea lui, de felul în care i-a luat așa multă gingășie în mâinile lui și a zis doar atât. La revedere! Ne revedem la dimineață. Mi-am adus atunci aminte de ce spune profetul Vechiului Testament, Maleahie, în capitolul 4, pare mi se versetul 2, când vorbește despre soarele neprihănirii care va răsări într-o zi. Mi-am amintit că tot Maleahie spune în ultimul verset din capitolul 3, că în ziua aceea, când va răsări soarele neprihănirii, se va vedea cine a fost bun și cine a fost rău, cine l-a slujit pe Dumnezeu și cine nu l-a slujit pe Dumnezeu. Atunci se va vedea dacă ai fost pocăit sau nu ai fost pocăit, dacă ai fost creștin sau dacă n-ai fost creștin, dacă ai fost sincer sau dacă n-ai fost sincer, în dimineața aceea, în marea dimineață, în dimineața învierii, despre care Apostolul Pavel vorbește în 1 Tesaloniceni, capitolul 4, când spune însuși Domnul cu glasul unui arhanghel cu trâmbița de Dumnezeu va suna și cei care au adormit în Hristos, frumoasă expresie, au adormit în Hristos, vor ieși din mormânt, biruind moartea, pentru că și moartea este ca și somnul, adică trecătoare. Dar mai există o categorie de somn, despre asta să vă vorbesc în această seară, este somnul Spiritului, care naște moști. Este somnul rațiunii. Este, mai mult decât somnul rațiunii, este somnul omului din lăuntru. Este somnul sufletului. Sigur că atunci când vorbim despre somnul fizic, din perspectivă biblică, somnul este un lucru bun. Solomon spune foarte clar, bun ce este somnul celui care muncește, spune Biblia. Numai că Biblia ne avertizează asupra unui fapt. Există un mare pericol legat de somn. Și știți care e marele pericol legat de somn? Și mă referesc la somnul fizic. Marele pericol este locul în care adormim. Și dacă v-aș întreba, pentru că suntem la o întâlnire de tineret și vreau să fiu așa mai direct, dacă se poate, sigur, întrebarea este retorică, nu aștept să-mi răspundeți cu voce tare, dar vreau să răspundeți în mintea noastră. Dacă v-aș întreba în această seară, care credeți voi, care credeți dumneavoastră, frate și surori, că este cel mai periculos loc în care cineva ar putea să doarmă?
Dar cu toată sinceritatea să răspundeți, care credeți dumneavoastră că ar fi locul acela? Acum, pentru că ați fost atenți la citirea textului și pentru că suntem în casa lui Dumnezeu, suntem în biserică, mulți dintre dumneavoastră spune foarte clar, cel mai periculos loc în care cineva poate să doarmă este biserica. Dar sigur, dacă am fi sincer, îmi spune, poate cel mai periculos loc în care cineva poate să doarmă este la volan. Am harul acesta de a predica Evanghelia în multe locuri și nu de mult eram cu mașina și un șofer neatent de tir a trecut pe lângă mine și după ce m-a depășit într-o curbă s-a răsturnat, omul adormise la volan, dar Dumnezeu mi-a purtat de grijă și nu s-a întâmplat nicio tragedie. Dragi tineri, dragi copii, dragi studenți, un loc periculos în care ați putea dormi ar fi sala de curs, mai ales dacă aveți sala de clasă, mai ales dacă aveți un profesor mai aspru, așa cum ar trebui să fie toți profesorii. Asta nu spune nimeni a mine. Aveam un coleg care dormea la aproape toate orele. Dar în special dormea la prima oră. Aveam însă o învățătoare, asta se întâmpla clasă de 1-4, aveam o învățătoare care știa întotdeauna să articuleze, să-l articuleze bine și să-l trezească. Dar băiatul nostru uita, ca și peștii care se lovesc de acvariu, știți? Despre ei se spune că au cea mai scurtă memorie, se lovesc cu capul de acvariu și uită. Și după aia se lovesc cu capul de acvariu. E tot așa și prietenul acesta al meu venea la prima oră, adormea și învățătoarea avea un linear din acesta lung, comunist, cum se folosea în vremea aceea și de undeva din față îl articula. Dar el de fiecare dată după aceea, la 2-3 zile, cel mult, uita și adormea din nou. Ei, după Cuvântul lui Dumnezeu, sigur, sunt o mulțime de locuri periculoase în care ar putea cineva să doarmă. Dar după Cuvântul lui Dumnezeu, în conformitate cu Faptele Apostolilor, capitolul 20, cel mai periculos loc în care cineva ar putea să doarmă este biserica. Și Faptele Apostolilor, capitolul 20, ne prezintă un deschizător de drumuri, ca să zic așa. Numele lui este Eutich. El este primul despre care Biblia ne spune că a dormit în biserică. Asta nu înseamnă că e primul care a dormit vreodată în biserică, dar despre el ne vorbește Biblia că a dormit. Sau este primul despre care se vorbește că a dormit în biserică. Să zicem așa, întâi stătătorul tuturor adormiților. Pentru că despre el se vorbește pentru prima dată în istorie că a fi dormit în biserică. Mi se pare foarte interesant faptul că Biblia numește flăcău. Și cercetătorii Bibliei spun că flăcău înseamnă undeva între 16 și 20 de ani. E vârsta asta a fiului risipitor. E vârsta asta a omului care crede că le știe pe toate. E vârsta asta a omului care are zâmbetul descentrat al celui care crede că deține adevărul absolut. Mi se pare de asemenea foarte interesant faptul că Eutich se traduce în limba română cu norocosul. N-aș putea să spun că a avut prea mult noroc pentru că a dormit în biserică exact atunci când acolo era autorul cărții Faptele Apostolilor și iată că astăzi, după 2000 de ani, vorbim despre el ca primul a dormit în istorie. Sunt convins că nu i-ar fi plăcut să știe că rămâne în istoria bisericii ca primul om care doarme în biserică. Pe de altă parte, aș putea să spun că a avut noroc pentru că a dormit la predica Apostolului Pavel. Că dacă ar fi dormit la predica noastră, nu știu dacă n-ar mai fi înviat cineva. Dar pentru că a dormit la predica lui Pavel și a căzut de la catul al treilea, ne spune Biblia că Dumnezeu face o minune și îl aduce la viață. Apropo de somnul în biserică, să știți că în istoria bisericii au fost momente când lucrul acesta era foarte, foarte serios, luat foarte, foarte serios. Mai ales în perioada puritanilor, în secolul 17, se spune că atunci puritanii aveau obiceiul să le dea oamenilor de ordine bețe lungi și ascuțite. Și cu bețele acestea lungi și ascuțite, dacă observau că cineva doarme în timpul programului, îl ajutau să se trezească. Acum, n-aș vrea să vă uitați așa descumpăniți la mine, pentru ca să înțelegem mai bine textul acesta, trebuie să fiți destul de amabili, să fim destul de amabili, să deschidem Biblia împreună la Fapte 20, de la versetul 7 la 12, și ca să înțelegeți mai bine textul acesta, aș vrea să știți că Apostolul Pavel, înainte de a predica aici, ne spune Biblia că se îndrepta spre Ierusalim. Ăsta era drumul lui, mergea spre Ierusalim. A oprit la Troa 7 zile, localitatea asta. În locul acesta stă doar 7 zile. Troa este localitatea unde Pavel a avut o vedenie, când un om din Macedonia îi spune, trece în Macedonia și îi ajută. Și ne spune Biblia că a stat 7 zile acolo, a participat la programele, la slujbele, la serviciile divine ale bisericii din Troa. Și de ce e foarte important textul acesta? Pentru că unii vă întrebați, bun, dar ce importanță are să vorbim noi despre un om care a dormit în biserică în urmă cu 2000 de ani?
Textul acesta din Fapte 20 este important din multe puncte de vedere, da? E important pentru că ne prezintă cum se desfășura un program în vremea Apostolului Pavel. Foarte mulți oameni au dileme de felul acesta. Nu odată la mine au venit oameni care m-au întrebat, domnule pastor, de ce sunt atât de multe diferențe? Uite, de exemplu, în Biserica Ortodoxă mai avem liturghie. Voi creștini neoprotestanți aveți un alt, o altă formă de închinare. De ce sunt diferențele acestea? Și sigur că mulți dintre noi ne întrebăm, oare cum ar trebui să fie un program de biserică? Sau o altă întrebare care se naște în mintea noastră, oare cum se întâmpla un program de biserică în vremea apostolilor în Biserica Primară? Și dacă vă uitați, e foarte simplu. În primul verset aflăm un detaliu extrem de important. Primii creștini, spune Biblia, că se întâlneau când? În ziua din tâi a săptămânii. Ziua din tâi a săptămânii înseamnă care zi? Înseamnă duminica. Se întâlneau în ziua din tâi a săptămânii, spune Biblia. Știu că există oameni ce vreau să fac o paranteză, pentru că sunt predicator pentecostal, mai fac paranteză. Adică, sunt oameni care susțin că dacă nu ții ziua Domnului în ziua de sabat, adică sâmbăta, ți-ai pierdut mântuirea. Aș vrea să fac aici câteva specificații foarte clare. Aduceți-vă aminte că după ce s-au întors la Domnul, pe lângă creștinii evrei, s-au întors la Domnul alții, care nu erau evrei. Îi spune Biblia că s-a pus problema asta în Biserica Primară, în Fapte 15, și a avut o prima conferință din istoria Bisericii, Conciliul Bisericii din Fapte 15, spune Biblia că s-au întâlnit apostolii, cei care conduceau biserica, și întrebarea a fost următoarea, bun, dacă s-au întors la Domnul, au devenit creștini, o mulțime de oameni care nu sunt evrei, oare oamenii aceștia ar trebui și ei să practice legea Vechiului Testament, adică să practice toate lucrurile pe care trebuie să le facă un creștin, pe care trebuie să le facă un evreu religios? Și răspunsul îl avem în Fapte 15:29. Conciliul din Ierusalim spune felul următor. Cei care s-au întors la Domnul și nu sunt evrei, trebuie să facă doar următoarele lucruri. Zice, te recomandăm să se ferească de lucrurile jertfite idolilor, de sânge și de curvie. Nu zice nimic de sabat. Dacă respectarea zilei Domnului sâmbătă ar fi fost o condiție pentru mântuire, cum susțin unii, cu siguranță, cei de atunci, de la Conciliul din Ierusalim, ar fi spus, dacă nu țineți sabatul, v-ați pierdut mântuirea. Mai mult decât atât, în Coloseni, capitolul 2, cu versetul 16, Biblia spune foarte clar, nimeni să nu vă judece cu privire la o zi de sărbătoare sau la o zi de sabat. Celebrarea zilei Domnului sâmbăta înseamnă celebrarea finalului creației. Celebrarea zilei Domnului duminica, adică în ziua învierii Domnului, înseamnă sărbătorirea încheierii mântuirii noastre prin învierea Domnului Iisus Hristos. Acum, am încheiat paranteza, ca la matematică trecem mai departe. Deci, primii creștini se întâlneau duminica, ziua din tâia săptămâni. Ce făceau? Asta e întrebarea. Noi tot avem pe programe. La noi, la țară, se trimitea o foaie prin sală și fiecare se nota. Mai erau oameni care nu au fost niciodată la biserică și mi-amintesc că se scriau, credeau că se face contajul. A intrat cineva odată și a scris 3 ore. Pus numele și a scris 3 ore. Cât a evaluat el că va sta acolo. Oare cum ar trebui să se facă programele? Sau slujbele? Sau serviciile divine? Că la noi nu e foarte clar limbajul. Ce făceau primii creștini? Simplu, ne uităm la ei. Se întâlneau duminica, prima zi a săptămânii. După aceea ce făceau? Zice, Biblia că frângeau pâinea. Ce înseamnă asta? Înseamnă că luau cina Domnului. Iau pe mulți spunând, și mai ales pe mulți tineri spunând, frate, eu nu pot să iau cina o dată pe lună, că e prea des. Primii creștini, spune Scriptura, și mai ales dacă cercetăm cu atenție Faptele Apostolilor, primii creștini luau cina de fiecare dată când se stăteau. Dar pe lângă cina Domnului, așa cum avem noi astăzi, mai avem și o masă de dragoste, nu? Care pe parcurs s-a transformat într-un fel de dragoste de mese, dar asta e o altă predică. Dar masa asta de dragoste avea ca și scop părtășia. Oamenii când veneau la biserică, vorbeau unul cu celălalt. Nu vă supărați, vin și eu dintr-o mare biserică din Oradea, suntem acolo 3.000 și ceva de membri. Am pierdut relațiile din biserică. Primii creștini când veneau, ne spune Biblia, în ziua din tâia săptămânii, sărbătorind finalul mântuirii noastre prin învierea lui Iisus Hristos, pe lângă faptul că luau cina Domnului, mai aveau și o masă împreună, vorbeau unul cu celălalt, se întrebau unul pe celălalt.
Noi de multe ori venim la biserică, stăm cu capul plecat, nu ne uităm nici în stânga, nici în dreapta, ca niște speriați, uitând să întrebăm pe cei de lângă noi. Uitând să întrebăm, măcar, frate, cum mai ești? Măcar așa formal, ce mai faci? Cum mai duci în ultima vreme? Aspectul relațional era extrem de important în biserica primară. De aceea nu vă supărați atunci când frații vă mai îndeamnă să dați mâna unii cu alții. Este foarte important să venim la biserică și să simțim că facem parte din biserica lui Hristos. Amin? Se rugau, asta spune Scriptura, chiar dacă nu foarte explicit, aici spune și la altă parte, primul creștin se întâlnea, o, se rugau. O, și îmi place să spun, se rugau. Și zic încă o dată, o, se rugau. Și se rugau cu toată inima. Dar, cel mai important lucru, nu spun ca predicator, să nu se supere nimeni pe mine, cel mai important lucru din programul primilor creștini era predica. Că vă place, că nu vă place, dar știți, la programele din biserica primară, predica era lungă. Se plâng unii frate, zice, dacă ați mai tăiat din predică puțin. Păi ne spune Biblia că Sfântul Apostol Pavel, sigur, noi nu ne putem compara cu el, a predicat până la miezul nopții și a făcut o scurtă pauză, conviere, și după aceea a mai predicat până dimineața. Sunt convins că la partea a doua predicii n-a mai dormit absolut nimeni. Acum, nu vreau să iau apărarea lui Eutich, absolut deloc. Dar aș vrea cel puțin să-l înțelegem. Știu că adolescenții se gândesc în felul acest. Sunt tineri aici care spun, cel puțin ar trebui să-l înțelegem. Și dacă vă uitați cu atenție în text, nu vreau să vă spun încă o dată. Nu vreau să-l spun pe Eutich. Dar dacă veți citi cu atenție Cuvântul lui Dumnezeu, veți vedea că somnul lui este în parte scuzabil. În versetul 8 aflăm că locul din care Eutich se duce era luminat. Asta e foarte important. Nu aveau curent electric cum avem noi astăzi, erau torțe. Adică foc. Și focul ce se întâmplă? Consumă oxigen și emană căldură. Și asta creează o stare de somnolență. Gândiți-vă de asemenea că în Imperiul Roman, în ziua întâi a săptămânii, nu era o zi liberă. Eutich a fost la lucru. Sunt convins că nu lucra la birou, că poate lucra la agricultură, să știu eu ce lucra. Poate lucra zilier undeva, poate lucra în construcții. Nu știu care era meseria lui Eutich. Dar după zi grea de lucru, după ce ai fost la școală o zi întreagă, seara, Africa, la tine în biserică, a venit Domnul lui Dumnezeu, Apostolul Pavel, și va ține o predică extraordinară. Sunt convins că Eutich, când se duce la biserică, nu se duce neapărat trimis de părinți, cum spun unii predicatori, nu vreau să fac aici speculații. Nu cred că părinții l-au trimis cu forța pe Eutich să meargă la biserică. Cred că și-a dorit să ajungă în casa lui Dumnezeu. Și ajunge într-un loc aglomerat, nu mai aglomerat decât suntem noi aici, pe spune Biblia undeva la etajul al treilea, la catul al treilea, se duce Eutich, probabil l-a întârziat pentru că a venit de la lucru, s-a curățat puțin, s-a spălat puțin, s-a îmbrăcat puțin, s-a aranjat puțin și s-a dus la biserică și când ajunge, nu mai era un loc. Și se uită speriat în stânga și în dreapta și se gândește, el ar mai fi un loc acolo pe fereastră. Și așa e cald, locul e luminat, e puțin oxigen, e căldură mare, e o stare de somnolență, aici să stai acolo, să vină puțin aer. Numai că, încă ceva, foarte important, să nu credeți că Eutich s-a dus la biserică cu scopul să doarmă. Eu nu cred că există om în lumea asta să vină la biserică cu scopul să doarmă. Cel puțin așa sper. Sau cei mai mulți oameni nu vin la biserică cu scopul să doarmă. Știți de unde înțeleg asta? Versetul 9. Zice că Eutich a fost biruit de somn. Știți ce înseamnă asta? Înseamnă că a luptat cu somnul. Știți, de aici din față se vede foarte bine când oamenii sunt biruiți de somn. Se vede bine că Domnul luptă cu somnul. Eutich a luptat. E omul acela care vine la biserică și își dorește să asculte Cuvântul lui Dumnezeu. Poate e prea obosit, să se poate concentra. În biserică e cald. Predicatorul ține o predică lungă, exact Apostolul Pavel. Și după mult timp luptă cu somnul și vezi de multe ori și de aici din față, nici nu mă dați seama cât de bine se vede. Vezi pe unii încercând să lupte, că sunt capul în jos, aranjându-se puțin, ridicând din nou privirea, mai ales tinerii, să spun care se aranjează așa, ridică privirea, după aia fac așa. Și în cele din urmă sunt biruiți de somn. Trebuie să scapă ca puțin. După aia, din nou ridică privirea. E atitudinea omului care luptă cu somnul. Nu se dă la toți. Luptă.
Știți, eu ca și predicator înțeleg foarte bine faptul că unii oameni sunt câteodată mai adormiți în biserică. Credeți că noi predicatorii nu avem momente de felul acesta? Dumnezeu mi-a binecuvântat familia cu o fetiță, se numește Anastasia, și de o lună și ceva am în fiecare seară, o noapte de vreme. Nu știu dacă m-am mâncat să dor vreo două ore noaptea. Și după aceea, aproape în fiecare zi, sunt plecat undeva la evangelizare sau sunt la biserică, mai ales în sărbătorile acestea, în fiecare zi. Și vă dați seama că ți se întâmplă câteodată să fii caotic în situația în care să fii, să fii treaz și să luți, să fii determinat, să fii resort. În anul 2014, îndemnul meu pentru voi este acesta. Păstrați-vă sufletul treaz. Vreau să merg pe această comparație pe care o face Scriptura. Când compară somnul fizic cu cel spiritual. Să nu spună cineva că a memorizat textul, sunt profesor de hermeneutică, adică de interpretarea textului biblic. Să nu spună cineva că forțez textul. Biblia face această comparație, vreau să fiți atenți. Repet asta, să audă toți. Să nu avem vorbe la procesul acesta. Nu alegorizez, nu forțez textul. Biblia folosește această comparație. Compară somnul spiritual cu somnul fizic. Și când vorbim despre somnul fizic, în medicină, există o patologie a somnului. Adică există mai multe forme de somn malativ, adică bolnăvicios. Prima și cea mai gravă formă de patologie a somnului se numește în limbaj foarte colocvial, să zic așa, coma. Coma. Este starea de somn cea mai profundă. Este o stare de somn patologică din care omul nu se poate trezi singur. Pacientul nu se poate trezi singur. Și voi compara somnul fizic cu cel spiritual. Nu știu dacă ați fost vreodată în spital să vedeți un om aflat în coma. Mi s-a întâmplat lucrul acesta. Am harul de a merge și de a face rugăciuni de multe ori pentru cei aflați pe patul spitalului. Dacă a stat vreodată lângă un om aflat în comă, ați văzut că un om aflat în comă nu reacționează, orice îi spune. Poți să-l insulți, poți să fii agresiv, poți să-i spui ce vrei, poți să-i spui cele mai profunde lucruri, poți să strigi la el, poți să fii gata să-l iei din bune, să spui, mă, omule, trezește-te, el nu se poate trezi. E o stare profundă de somn, o stare patologică de somn. Și dacă ar fi să urmăm această comparație pe care Biblia o face, vă rog frumos să rețineți. Nu vreau să folosesc textul biblic. Deci dacă ar fi să mergem pe această comparație pe care Biblia o face, ar spune că prima caracteristică a omului aflat în comă spirituală este nepăsarea. Și mai ales nepăsarea față de lucrurile spirituale. Nu știu dacă ați cunoscut oameni cu care poți să vorbești orice, numai lucruri spirituale nu poți să vorbești. Să cunoscut oameni în felul acesta. Poți să vorbești cu ei din orice domeniu, te poți identifica cu ei în multe aspecte ale vieții, dar când se vorbește ceva din Biblie, dintr-o dată, în mod inexplicabil și implacabil, îi apuc așa o stare din aceasta necontrolată de sodoreță. Prima caracteristică a omului aflat în comă spirituală este nepăsarea față de lucrurile spirituale și despre categoria asta de oameni vorbește Biblia în 1 Corinteni, capitolul 2, cu versetul 14, îi numește oameni neduhovnicești, adică oameni aflați în comă spirituală. Și spune Biblia acolo că oameni aflați în comă spirituală, oamenii neduhovnicești, nu pot înțelege lucrurile spirituale. Pentru ei sunt o nebunie. Nu știu dacă vi s-a întâmplat vreodată să încercați să explicați unui om aflat în comă spirituală lucruri spirituale, se uită așa la tine, nu înțelege absolut nimic. Dar mă adresez în mod special tinerilor aflați în locul acesta. Fiți atenți, dragii mei tineri, voi care pretindeți că aveți viață spirituală, voi care pretindeți că sufletul vostru este treaz. Și acum, încă o dată, în numele Domnului vă îndemn în anul 2014, păstrați-vă sufletul treaz. Fiți atenți ce spune Biblia în Efeseni 5:19. Biblia spune că atunci când vă întâlniți, dar știți, tineri unii cu alții, ce să faceți? Ce să facem? Când ne întâlnim unii cu alții, zice, vorbiți între voi cu cântări duhovnicești și psalmi. Mă nu cereți mie să vă cânt când ne întâlnim unii cu alții. Sigur, nu asta spune Biblia. N-ar fi bine nici pentru mine, nici pentru voi. Ci înseamnă altceva. Când vă întâlniți, acum de sărbători, probabil ne v-ați întâlnit în noaptea de Revelion, nu?
Când vă întâlniți de Crăciun, când vă întâlniți la grupul de cântare, grupul de laudă și închinare, când vă întâlniți grupurile studențești, pe lângă celelalte subiecte pe care e normal să le aveți, abordați și subiecte spirituale. Dar știți ce se întâmplă? De multe ori, în aceste grupuri, încep tot felul de discuții colaterale. Și când se ridică câte unul, se răsare câte unul care se spune, hai să ne rugăm. Imediat e unul care se taie. Ce te crezi tu mai spiritual acum? Ce te crezi tu mai pocăit decât restul? Când după ce se epuizează toate subiectele, toate celelalte subiecte, se ridică câte unul să spună, hai să vorbim ceva, de exemplu, despre mântuire, sau hai să vorbim ceva din Biblie. Întotdeauna se găsește un anul care să-l taie, să spună, acum te găsești tu mai pocăit decât noi, acum te găsești tu mai spiritual decât noi. Ce vrei acum să vorbim numai din Biblie, numai despre Dumnezeu, numai despre lucrurile spirituale? Am observat ceva ca evanghelist. Și predica din această seară nu este o predică de evanghelizare, dar am observat că de multe ori sunt oameni care ascultă cuvântul lui Dumnezeu. Sunt doi oameni care ascultă același cuvânt, aceeași predică, vezi pe unul că plânge, îl vezi că primește cuvântul lui Dumnezeu, îl vezi că se bucură de cuvântul lui Dumnezeu, iar pe altul îl vezi că stă posumorât, adormit pe jumătate, abia așteptând să meargă acasă. Și de multe ori m-am întrebat, Doamne, care-i cauza? Care-i motivul? Știți, când eram extrem de tânăr, astăzi am doar 32 de ani și mă laud că încă sunt tânăr. Mi-a zis mulți înainte, mulțumesc. Dar când încă eram foarte tânăr, mi-am zis, dacă voi fi eu foarte pregătit, îi voi trezi pe unul meu din somnul cel de moarte, din coma profundă în care cei mai mulți se găsesc. Și am mers la facultate de teologie și după ce am terminat facultate de teologie, m-am dus la master în Noul Testament și limba greacă și după aceea am mers la un program de doctorat și m-am pregătit. Și cu cât mă pregăteam mai mult, cu atât dormeau mai bine oamenii. Eu am rămas așa, fără cuvinte. Până când am înțeles. Știți ce am înțeles? Că există unul singur care poate să-i trezească din somnul cel de moarte, pe tinerii aceștia pentru care vă rugați, pe cei care ascultă cuvântul lui Dumnezeu. Și acesta este Iisus Hristos. Și acesta este Iisus Hristos. El este aici în seara aceasta. Mi-o uitesc că după o predică, odată a venit la mine un bărbat înalt, toți la zero, că zice, doi pe doi. Sigur, exagerez puțin proporțiile. A venit la mine și mi-a zis, domnule pastor, astăzi m-am hotărât să mă pocăiesc. Trebuie să vin neapărat la mine la botez. N-am putut să refuz, dar aveam cum. Era mult mai mare decât mine. Dacă ai zis, acum n-am ce face. Și m-am dus la botezul lui. La câteva luni după aceea m-am dus la botez. Și după terminarea botezului, mi-amintesc că eram în fața vorului și era multă lume și mulțimea aceea, prin mulțime am văzut o femeie de vreo 70 și ceva de ani cu coatele ascuțite. Pentru că își făcea loc. În stânga și în dreapta, ia mulțimea la o parte și a ajuns în dreptul meu și al bărbatului acesta și a făcut elan și a dat o palmă peste spate. Și atunci mi-a stat inima în loc. Sigur, metaforic, o să înțelegeți așa. A rămas așa. A zis, mă, ăsta s-a pocăit de curând. Cine știe ce reacție de controlată va avea? Dar nu voi uita niciodată bucuria de pe fața acestei femei. După ce i-a dat o palmă peste spate, i-a zis, frate, zice, ăsta e băiatul meu. Mă rog de 23 de ani pentru el. Astăzi Dumnezeu mi-a ascultat rugăciunea. Și mi-a zis ceva profund teologic, dragii mei ascultători. N-am crezut că femeia asta poate ști atâta teologie. Mi-a zis, frate, zice, vezi, mâna mea, zice, nu mai ajunge nici la gule. Dar mâna lui Dumnezeu i-a ajuns la inimă, profundă. Când mâna voastră, ca părinți, nu le mai ajunge pruncilor voștri, că-s basketbaliști cu toții, nici măcar la bule, mâna lui Dumnezeu le ajunge la inimă. Doar El îi poate trezi din somnul de moarte al păcatului. Și dacă încerci să vorbești cu ei din Biblie și de câte ori încerci să vorbești din Biblie, apucă starea asta de somnolență, și dacă încerci să le împărtășești din cuvântul lui Dumnezeu și de câte ori încerci să-i aduci pe genunchi, te refuză de fiecare dată, există o singură șansă. Șansa este mâna lui Iisus Hristos. Șansa este să te zdrobești înaintea lui Hristos și să spui, Doamne, acolo unde mâna mea de Părinte nu poate ajunge, mâna Ta
Dumnezeu poate ajunge. Trezește, Doamne, dacă se află în comă spirituală, fă, Doamne, o minune și trezește-l Tu, aleluia. O, aleluia, să te lăudați să fie Domnul. Zic, aleluia. Vreau să aud un amin articulat de la toți. Aleluia. O, aleluia. O, aleluia. Glorificat să fie numele Domnului. Oamenii aflați în comă spirituală sunt într-o stare de profundă nepăsare față de lucrurile spirituale. Dar a doua caracteristică a omului aflat în comă spirituală, și n-ați vrea să mă înțelegeți greșit, nu știu cum să spun așa, cum să mă exprim să fiu înțeleg greșit, este, să zicem, lipsa de sentiment, sau ca să zic mai pe românește, nesimțirea, nesimțirea, sau absența sentimentului. Dacă sunteți amabili, uitați-vă cu mine în Luca 16, Biblia ne vorbește acolo de la versetul 19 la 31 despre un om bogat, nu ne spune Biblia numele lui, un om bogat și un sărac cu numele Lazar. Interesant lucru. Un teolog rujan, nu spun numele, spunea că ar reintitula pilda aceasta, în loc de pilda bogatului nemilostiv, ea spune pilda bogatului nesimțit. Și permiteți-mi să vă explic și de ce. Ne spune Biblia că, încă din primele versete, că omul acesta avea cele mai tari haine, cele mai tari, numai împărați îmi dau, în in și purpură. Versetul 19. După aceea, fiecare zi pentru el era un banchet, adică fiecare zi era un revelion, fiecare zi era o sărbătoare, fiecare zi avea mese îngărfugate, numai o lună de sărbători. Dar la poarta casei lui era un sărac cu numele Lazar, care era atât de sărac, o sărăcie absolută, totală, atât de sărac încât câinii mingeau rănile, ne spune Biblia. Ce mi se pare însă remarcabil e faptul că omul acesta bogat nu s-a gândit niciodată să trimite măcar un slujitor să meargă să spună, mă, du-i la săracul ăla de Lazar, ce a rămas de aici, de la noi, să mănânce și el puțin. Nu vă întreb câtă mâncare va rămas de sărbători în frigider. Nu vă întreb câtă mâncare aruncați de sărbători. Nu vă întreb asta. Nici nu trebuie să răspundeți asta. Dar gândiți-vă că omul acesta în fiecare zi avea o sărbare, în fiecare zi avea o masă, în fiecare zi organiza un banchet și avea o mulțime de slujitori. Nu i-a trecut odată prin minte, în fiecare zi trecea îmbrăcat cu cele mai frumoase haine, cu cele mai de marcă haine. Trecea în fiecare zi pentru că sărătocul acesta care stătea la poartă și nu s-a gândit odată la petrecere, la final, când rămânea o mulțime de lucruri, nu s-a gândit odată să spună unui argat. Unui slujitor, nu merge și la Lazar și tu și lui ceva, dar mai mult nesimțirea lui trece și dincolo de moarte. Nesimțirea depășește limitele morții. Ne spune Biblia că într-o zi săracul a murit și bogatul a și vedea. Pentru că raiul și iadul sunt două realități pe care să le construim încă de aici și la asta vreau să vă pierdați acasă. Și ne spune Biblia că săracul se duce unde? Se duce în rai, în sânul lui Avram. Iar bogatul se duce în iad. Și iad ce se întâmplă? Bogatul se chinuie acolo și din iad ce face? Din iad se adresează lui Avram. Și spune lui Avram, părinte Avrame, trimite-l pe Lazar, că mă chinuiesc din greu aici, trimite-l pe Lazar cu puțină apă la mine. Observați, nu vorbește cu Lazar direct, nu era de rangul lui. Vorbește cu Avram. Părinte Avrame. Zice, trimite-l pe Lazar. Era obișnuit ca Lazar să fie tot timpul trimis. Se relaționează la el tot ca la o trimite-l pe Lazar. Spune-i să vină. Și Avram îi spune, imposibil să se întâmple asta. Între noi și voi și între voi și noi este o propastie peste care nimeni nu poate trece. Dar a doua oară ce spune? A doua oară spune, trimite-l pe Lazar. Era obișnuit să-l trimite. Trimite-l pe ăla, că toată viața lui a fost un slujitor, trimis în coace și încolo. Trimite-l pe el să trece, trimite-l pe Lazar. Nu vorbește cu Lazar, nu spune, Lazar, Lazar, vino și ajută-mă. Nu, era mult prea jos pentru el să vorbească cu Lazar. Era, chiar dacă era în iadă, era cineva. Era un ram. Nu putea vorbi chiar cu oricine. Și vorbește cu Avram. Se considera de același nivel, că Avram a fost un om bogat. Și vorbește cu Avram și spune, trimite-l pe Lazar să se trezească din morți la cine? La neamurile mele, la frații mei. Să le spună să se pocăiască, să n-ajungă să se chinuie ca și bine aici. Observați? Și acolo se gândește numai la el și la neamurile mele. Nu spune, auzi, trimite-l la ăia după strada noastră, trimite-l la vicinii mei, nu. Trimite-l la satul meu, trimite-l la ai mei, să n-ajungă ai mei aici. Dacă citim cu atenție pilda asta, vedem aici două forme de nesimțire. Prima formă de nesimțire este nesimțirea materială, pe care o vedem foarte clar în viața acestui om. Știți cum este în forma aceasta de nesimțire? Se manifestă câteodată și de sărbători. Aduți o mâine aminte, măcar de sărbători, să fii bun. Ești îndemnat în fiecare zi. Dar eu spun, nu-i suficient atât.
Nu e suficient să îmbuibăm săracii cu portocale și cu ciocolată de sărbători și după aceea să uităm de ei total. Pentru că, din păcate, cam asta se întâmplă. Nu e suficient să le dăm săracilor, să ne ducem aminte de ei doar de sărbători și după aceea îi lăsăm în grijă câinilor de la porți. Nu e suficient atât. Oamenii aflați în comă spirituală sunt oameni care n-au sentiment față de cei aflați într-o stare de sărăcie. M-a învățat Dumnezeu o lecție extraordinară pentru un copil extrem de sărac, copilul unor țigani din Oradea, nu știu dacă avea 5 ani copilul ăsta. Era cu niște haine pe el, 4 numere mai mari. Când înainte de sărbătoarea nașterii Domnului Iisus, în orașul feeric împodobit, copilașul a venit la mine și a zis, Nenea, ai niște bani? Mai de mult, în urmă cu mai mulți ani. Și eu m-am scotocit prin buzunare să văd ce bani aveam, aveam 2 ofise de 5.000 în banii vechi, nu-s bun la matematică, dar e un calcul foarte simplu, 10.000 în banii vechi, bineînțeles. Am luat banii aceștia și i-am dat copilașului acest. Și când am dat să trec mai departe, câtă inimă a avut, cât sentiment. Când am dat să trec mai departe, mai încolo, era un loc, un cerșetor bătrân care avea o cutie de carton în care n-avea nimic. Și copilașul acesta a luat jumătate din banii aceia, care nu era cinești de cer, a luat jumătate din banii aceștia și i-a dat așa acestui loc și a spus, Nene, ia banii aceștia de la mine, pentru că ție niciodată nimeni nu-ți dă nimic. Am rămas profund impresionați. Noi ne aducem aminte de sărați de sărbători. Și atunci le cumpărăm portocale, ciocolată. Crezând că e suficient atât. Oamenii aflați în comă spirituală au ca și principală caracteristică nepăsarea și nesimțirea. V-am zis că sunt două forme de nesimțire. Nesimțirea materială, dar mai există o formă de nesimțire. Asta e mai gravă, aia e spirituală. O, frații mei de aici din Betania, o, frații mei, ascultați-mă. Sunteți atât de binecuvântați. Mă credeți asta? Sunteți atât de binecuvântați în fiecare zi. Ascultați Cuvântul lui Dumnezeu, îl puteți asculta la radio, îl puteți asculta pe internet, îl puteți citi în fiecare zi. Și cu toate că suntem zilnic bombardați cu binecuvântări spirituale de la Dumnezeu, ne gândim atât de puțin să facem parte de aceste binecuvântări primite de la Dumnezeu și altora. Când ultima dată ai vorbit cu unul necredincios? Când ultima dată ai dat din bogăția harului primit de la Dumnezeu, ai împărțit din această bogăție a harului și cu cei de lângă tine? Când ultima dată ai făcut asta? Dar vei spune, nu, nu, la noi nu există oameni care să nu știe nimic despre Dumnezeu. Dacă te uiți cu atenție, cu siguranță vei găsi destul. Îmi amintesc că odată Iona, un alt somnoros celebru din Biblie, era undeva ascuns într-o corabie, fugea de voia lui Dumnezeu și știți ce se întâmplă cu Iona? Ne spune Biblia că e trezit Iona în timp ce dormea. De cine e trezit? De niște oameni necredincioși. De marinarii fenicieni. Oamenii aceștia coboară și îl trezesc. Ne spune Biblia în Iona, capitolul 1, cu versetul 6. Și unul dintre ei, cărmaciul, cel care conducea capitanul, așa, îi spune, Iona, trezește-te, a venit furtuna, roagă-te și tu, Dumnezeului tău. Dați-mi voie să vă spun ceva. Când cei necredincioși ajung să ne predice, înseamnă că suntem în comă spirituală. Când colegul de la școală spune, mă, tu ești pocăit, n-ai voie să copiezi, înseamnă că e ceva grav cu tine. Când vecinul de scară spune că tu n-ar trebui să trăiești sau să vorbești așa cum o faci. Și când ajunge să-ți predice colegul de la lucru care nu-l cunoaște pe Dumnezeu, înseamnă că e gravă situația în care te afli, înseamnă că te afli în comă spirituală. Mi-a povestit un tânăr cum s-a pocăit la cursul de cateheză. Eu m-așteptam să spună că s-a întors la vreo predică de-a mea. S-a uitat la mine și mi-a zis, frate, zice, m-am întors la Domnul în mod ciudat. Eram într-un club. Deja nu începeam la mine. Și după terminarea petrecerii la final, a venit unul la mine, cu care am petrecut până atunci, s-a uitat așa lung și prins la mine ca omul care vine de nicăieri și se îndreaptă spre nicăieri. Omul care n-are conștiința sufletului. Și mi-a zis așa. Nu e așa, mi-a zis el, povestea acest tânăr. Că fără Dumnezeu nu poți fi fericit. Păi zice, cuvintele astea mi-au rămas așa. Adică să-mi spun ăsta, colegul meu de pahar. Nu e așa că fără Dumnezeu mai trebuie să fii fericit.
Cuvintele lui m-au izbit așa de tare, mi-a zis că am ieșit din bar, am ajuns acasă și m-am rugat. Și m-am rugat 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 și am venit la biserică și apoi v-am ascultat predicele voastre. Când ajung cei necredincioși să ne trezească, înseamnă că ceva nu e regulă cu noi. Mai există o formă, să zic așa, patologică de somn, am să vorbesc așa foarte pe scurt despre asta, se numește în limbaj popular mersul în somn, somnambulismul. 18% din populația globului suferă de problema asta. Nu întreb dacă cineva a avut vreodată problema asta. Îmi amintesc că la școală aveam un coleg care venea câteodată cu haina de pijama. Medicii spun că există oameni care mănâncă în somn, de exemplu. Mecanismul s-a format aici, umblă în somn și seara se duc deschid frigiderul și mănâncă. E mersul în somn. E foarte interesant. Când vezi un om că e în comă, zice, ăsta sigur doarme. E într-un somn profund, din care nu se poate trezi. Dar când un om umblă în somn, ce poți să spui despre el? Te uiți la el și spui, stai treaz. Vezi că umblă. Vezi că mișcă. Poate vorbește. Ce e foarte, foarte interesant. Dar, în realitate, este într-o stare profundă de somn. Știți ceva? Spiritual vorbim. Unii oameni umblă în somn. Ce înseamnă asta? Unii oameni dau impresia în exteriorul lor că sunt treji. Dar aici, în inima lor, sunt într-un somn profund față de Dumnezeu. În Apocalipsa, capitolul 3, versetul 1, Biblia vorbește despre o biserică și Domnul spune unei biserici, știu că credeți, știu că îți merge numele bisericii lui Sardes, știu că îți merge numele că ești viu sau că ești treaz, dar realitate murit sau realitate doar de mort. Știți, un celebru somnoros al Bibliei este Samson, despre care Biblia spune că în somn și-a pierdut puterea. Și scrie ceva foarte dureros. Nu vă dau referința biblică, pentru că am văzut că unii când vă dau referința deveniți mai meditativi. Când ajungeți acasă, vă rog să căutați în Cartea Judecătorilor, veți găsi ceva extraordinar. Îmi spune Biblia că Samson, după ce s-a trezit, după ce și-a pierdut puterea, scrie acolo ceva așa, foarte interesant. Zice că Samson nu știa că Dumnezeu l-a părăsit. Samson nu știa că Dumnezeu l-a părăsit. E ceva extraordinar de dureros. Sunt oameni care se uită la viața lor și au impresia că sunt treji. Sau te uiți la unii oameni și spui, omul ăsta e treaz spiritual, că doar vine la biserică, e botezat. Pare un om credincios, dar realitate, sufletul lui doarme. Nu-i nimic mai dureros. Rar am găsit în Biblie ceva mai dureros. Zice Samson, nu știa că Dumnezeu l-a părăsit. Să crezi că ești bine cum ești, să crezi că ești spiritual, să crezi că ești pocăit. Să crezi că ai pe Dumnezeu în inimă și după ce mor, să crezi că te duci în cer și să fii în situația în care Hristos să se uite la tine și să spună pleacă de la mine, că nu te cunosc. Să umpli în somn spiritual vorbind. Să dai impresia că ești treaz, dar realitate să stai, să fii într-o stare de somn spiritual profund. Știți care e cauza pentru care mulți oameni se află în situația asta, dau impresia că sunt treji din punct de vedere spiritual, dar realitate sunt departe de Dumnezeu. Știu, zice Domnul, știu faptele tale. Știu faptele tale. Eram odată în tren și mi-amintesc că am primit așa o lecție ciudată. În tren era un profesor de biologie și mi-a explicat cum a apărut lumea. Asta am povestit-o de multe ori la tineret. Femeia aceasta susținea evoluționismul. Și susținea că la început a fost nimicul și în urma miliarde și miliarde de ani de explozie, mă rog, nu știu cum s-a întâmplat așa, explozie inițială, nimicul a explodat și s-a transformat în materie moartă, anorganică, primul bolovan din istorie, să zic așa. Bolovanul inițial. Și după aceea, în urma miliarde și miliarde de ani de explozii și de selecție naturală și bolovanul a explodat și el și s-a transformat în amibă, primul organism unicelular și după aceea, amiba a explodat și ea și s-a transformat în maimuță și așa mai departe. Și eram în compartiment și doamna aceasta încerca să ne explice că e posibil ca materia moartă să devină materie vie fără nicio intervenție exterioară și noi eram așa. Toți românii din compartiment. Ceilalți încercau să convingă pe doamna aceasta de existența lui Dumnezeu pe principiul cine strigă mai tare are dreptate.
Doamna, văzându-mă pe mine mai tânăr, știind că merg la facultate, să-mi tara și mi-a zis, nu-i așa tinere că Dumnezeu nu există și eu așa, cu ochii mari. A zis, Doamnă, nu vă supărați pe mine, nu m-ați numerit, eu chiar cred că Dumnezeu există. Și a fost așa de dezamăgită. Mi-a zis, până acum am avut o părere mai bună despre tine. Acum încep să-mi schimb părerea, acum așa. Dar apoi a spus ceva foarte trist, foarte dureros. A zis, tinere, mi-a zis ea. După freză zice, sigur ești pocăit. După cum mă uit la tine 100%, zice, ești dintr-o biserică de pocăiți. Tinere, mi-a zis ea. Să știi că am fost și în bisericile voastre. Acum vin din nordul Bucovinei, am fost acolo la câteva mănăstiri, l-am căutat pe Dumnezeu și nu l-am găsit nicăieri. M-am rugat în fața altarului, m-am prăbușit în fața altarului și am încercat să-L găsesc pe Dumnezeu și nu l-am simțit nicăieri. De ce m-a întrebat ea? Și Domnul mi-a pus atunci un răspuns în gând, nu-mi place să spun pe inimă, că asta e o formă de exprimare de lemn. Domnul mi-a pus atunci un gând. Și a spus, Doamne, există o explicație în Biblie. Domnul Iisus însuși, Mântuitorul lumii acestea, a zis, ferice de cei cu inima curată, pentru că numai ei îl vor vedea pe Dumnezeu. Ferice de cei cu inima curată, pentru că numai ei îl vor vedea pe Dumnezeu. Doamne, i-am zis, aveți o problemă la inimă. Ceva nu-i în regulă cu viața dumneavoastră spirituală. Ceva nu-i în regulă cu omul dumneavoastră dinăuntru, cu sufletul dumneavoastră. Pentru că doar cei care au sufletul curat înaintea lui Dumnezeu pot să-L vadă pe Dumnezeu. Știți ce răsună în dreptul Bisericii Betania în această seară? Cuvintele Domnului rostite în dreptul Bisericii din Sardes. Știu faptele tale, zice Domnul. Te întreb, dragul meu tânăr, de ce atunci când ești la biserică nu simți prezența lui Dumnezeu și cuvântul Domnului zice încă o dată, știu faptele tale. Te întreb de ce atunci când citești din Biblie nu poți citi mai mult de 3 versete și te apucă în mod inexplicabil și implacabil o stare de somnolență, dar ai putea să stai pe Facebook zile întregi. Știi de ce? Pentru că Domnul îți spune în această seară, știu faptele tale. Te întreb de ce atunci când e vorba să te rogi, nu găsești mai mult de 3 cuvinte și nu vezi că după 3 cuvinte te repeți încă o dată și încă o dată, știi de ce? Pentru că Domnul îți spune în această seară, știu faptele tale. Pentru că doar cei cu inima curată îl vor vedea pe Dumnezeu. Pentru că doar cei care se zdrobesc înaintea lui Dumnezeu, pentru că doar cei care se pocăiesc înaintea lui Dumnezeu, pentru că doar cei care cer iertare lui Dumnezeu și îi spune Dumnezeu, Doamne, curățește-mă omul din lăuntru, curățește-mi, Doamne, sufletul, pentru că vreau să te văd pe tine, numai oamenii aceștia îl vor vedea și îl vor experimenta pe Dumnezeu. Vreau să vă întreb ceva în seara asta. Și vreau să vă întreb direct, vreți să-L vedeți pe Dumnezeu în locul acesta? Vreți să-L experimentați pe Dumnezeu în seara aceasta? Da sau nu? Vrei să simți prezența lui Dumnezeu cum nu ai simțit-o niciodată? Ai o singură soluție în această zi. Să nu mai fii din categoria acelor oameni care merg în somn, spiritual vorbind, care par doar treci, dar în realitate sunt într-o stare de somnolență profundă. Există o singură soluție. Să ne prăbușim în fața lui Hristos în seara asta și să-i spunem, Doamne, curățește-ne inima. Doamne, curățește-ne inima. A treia formă, și cu asta încheiați, malabilă de somn, se numește hipersomnie, așa se numește aceasta, și se manifestă în multe feluri, se manifestă printr-o stare de somnolență continuă, tot timpul. Oamenii care suferă de boala aceasta, oricât de mult ar dormi, nu se pot odihni. Știți că sunt oameni de felul acesta. Oricât ar dormi, se simt mai departe la fel de obosiți. Am numit-o așa, în termeni foarte evanghelici, stare de moleșeală spirituală. Știți că suferim în ultima vreme de starea de moleșeală spirituală, de hipersomnie spirituală, oricât ne-am odihnit spiritual, parcă nimic nu ne trezește. Am o pildă care îmi place mult, pilda fiului risipitor, asta e prima parte, dar îmi place partea a doua, pilda fiului rămas acasă. Care atunci când stă în fața tatălui, tatăl întreabă, de ce nu te bucuri de fratele tău? Știți ce spune acest tânăr? Tată, zice, te-am slujit ca un rob, ca un rob.
cântăm ca niște robi. Ne rugăm ca niște robi. Venim la biserică de multe ori ca niște robi, ne aduc părinții. Suferim de hipersomnie spirituală. Sunt mulți care spun, frate, bine că vine la biserică. Și așa zice, nu-i nicio problemă, bine că vine la biserică. Dați-mi voie să vă spun că plictiseala față de lucrurile spirituale este păcat. Și o spun asta, ținem de mână cuvântul lui Dumnezeu. Plictiseala față de lucrurile spirituale este păcat. Și știți de ce vă spun asta? Pentru că plictiseala poate să ducă la somn spiritual. Somnul poate să ducă la cădere spirituală. Și căderea poate să ducă la moarte. Mulți au fi spus, bine că vine Eutif la biserică. Bine că l-avem astăzi aici. Chiar dacă stă pe fereastră. Chiar dacă stă cu mintea în altă parte. Chiar dacă are telefonul și în timpul programului trimite SMS-ul. Chiar dacă nu e aici cu toată inima. Chiar dacă nu e aici cu tot sufletul lui. Bine că vine aici. Dar ascultați-mă ce vă spun. Eutif a crezut și știți unde a crezut? N-a crezut în lume, ci a crezut în biserică. Într-un loc luminat, ne spune Biblia. Plictiseala față de lucrurile spirituale duce până la urmă la cădere spirituală și căderea poate să ducă la moarte spirituală. Prea mulți părinți se mulțumesc că ai lor copii măcar să vină la biserică, frate, măcar să duc acolo. Chiar dacă nu se roagă cu bucurie, măcar să se roage, zice. Chiar dacă nu citește din Biblie cu bucurie, măcar să citească din Biblie. Dar ascultați-mă ce vă spun, plictiseala poate să ducă la somn și somnul duce la cădere și căderea poate să ducă la moarte. Ajută inimii mele, striga Augustin în urmă cu 1600 de ani, Doamne, să te dorească. Dorindu-te să te caute, căutându-te să te găsească, găsindu-te să te iubească și iubindu-te să înceteze să mai păcătuiască. Avem trei celebri somnoroși pe muntele Schimbării la față, erau la Tabor. Vă aduceți aminte de ei? Când Domnul Iisus coboară slava Domnului, lângă Domnul Iisus, lângă Domnul erau doi oameni din Vechiul Testament, Moise și Ilie. Și ce făceau cei trei ucenici ai Domnului? Ce făceau? Spuneți-i voi. Îi spune Biblia Luca 9, mi se pare, 32 și 33, că dormeau. Erau apăsați de somn, nu suntem și noi câteodată, erau apăsați de somn. Și slava lui Dumnezeu era acolo și ei dormeau. Și la un moment dat Petru se trezește și ne spune Biblia că a apăsat de somn, spune ceva ce n-ar fi trebuit să spună. Chiar așa și spune Biblia. Petru nu știa ce spune. Spune asta, mi se pare, Biblia Luca 9 cu 33. Nu știa ce spune pentru că era apăsat de somn. Și ce, care e ideea lui? Zice, Doamne, să facem trei colibii. Adică, Doamne, să aveți și voi unde dormim. Și tu, și Moise, și Ilie, câte o colibă pentru fiecare. Și ne spune Domnul, ne spune cuvântul Domnului că Moise, că Petru nu știa ce vorbește acolo. Dar aceiași somnoroși, îi văd în grădina Ghețimani. Când Domnul se duce să se roage în grădină, aduceți aminte. Și Domnul se roagă și Domnul se roagă și în timp ce se ruga, îi găsește pe ucenici ce văd? Dormind. Și le spune, rugați-vă cu mine, când Domnul se ruga, orice n-aș fi dat să fiu acolo, în grădina Ghețimani, când Domnul se ruga și transpirația lui se transforma în sânge. Și fiecare picătură de sânge se oglindea tot harul lui Dumnezeu întreg. Și după ce a făcut Domnul superba rugăciune de acolo din grădina Ghețimani, își găsește ucenicii din nou, stând așa. Dormiți. Și știți ce le spune acum? Se uită la ei și le spune, dormiți acum, zice. Acum dormi în pace. Poți dormi mai departe. Nu știu cât găsi de minte din predică, a fost prea lungă. Nu mai vreau să ții minte ce ți-am spus de la început până la sfârșit. În anul acesta, păstrează sufletul treaz. Știți de ce? Pentru că cea mai importantă întrebare pe care un pocăit trebuie să o aibă în minte este aceasta. Oare cum o va găsi Hristos de la venire? Oare cum ne va găsi Hristos? Preocupați de ce? Preocupați de lucruri materiale sau preocupați de ce?
Oare cum ne va găsi Hristos? Dragul meu tânăr, cum te va găsi Hristos? Sigur, nu mă refer aici la somnul fizic, vă rog frumos să mă înțelegeți. Când va veni El, oare ne va găsi cu gândul la ce a Lui? Când va veni Hristos, care va fi principala noastră preocupare? Care va fi principala noastră dragoste? După asta va fi judecați. Când va veni Hristos, ce vom gândi noi atunci mai mult și mai mult și mai mult în lumea aceasta? Oare cum ne va găsi Hristos când va veni? Nu știu câți dintre voi credeți, dar eu cred că sfârșitul este extrem de aproape. Știu că asta mi se spune în fiecare an. Ori am spus odată lui Dumnezeu când eram adolescentă, din bajul meu, așa, sincer, Doamne, de atât a privit în sus, de atât a privit în sus, a făcut spondiloză cervicală. De generații la rând mi se spune că Domnul e gata să vină, dar cred cu toată certitudinea că nu e mult când dincolo de dealul Feleacului, când dincolo de munții Vihorului, când dincolo de munții Apuseni, va răsări soarele neprihănirii Iisus Hristos. Și se va auzi Maranata, vine Iisus, ieșiți de întâmpinare. Întrebarea din seara aceasta este, cum ne va găsi Hristos? Oare cum ne va găsi Hristos? Vreau să vă ridicați în picioare. Aș vrea că oriunde sunteți să chideți ochii. Aș vrea ca nimic să nu mă distragă atenția în momentele care urmează. Simt că Dumnezeu e prezent aici. Simt că Dumnezeu e gata să lucreze. Aș vrea să închideți ochii acolo unde sunteți, pentru că absolut nimic să nu vă distragă atenția. Aș vrea în anul acesta care urmează și nu numai, să avem puterea să ne păstrăm sufletul treaz. Și aș vrea să te gândești în lupta cu somnul. Poate lupți cu somnul așa cum a luptat Eutich cu somnul fizic, tu lupți cu somnul spiritual, lupți cu păcatul, lupți cu ispita. Aș vrea să te gândești la această întrebare în modul cel mai serios și profund. Oare cum mă va găsi Hristos când va reveni? Noi pocăiții vorbim atât de mult despre cer, în timp ce ne construim casă din ce în ce mai mare pe acest pământ. Vorbim atât de mult despre o viață de dincolo, dar suntem atât de ancorați în viața aceasta de aici. Cred că nu mai este mult până când lumea aceasta se va termina. De fiecare dată când mă rog spiritual, aud-te undeva din răsărit un cor de îngeri care parcă se aude din ce în ce mai aproape. Maranata, vine Iisus Hristos, ieșiți în terminare. Oameni buni, dimensiunea asta materială, așa cum o știm noi, realitatea asta materială, așa cum o știm noi, este aproape, aproape de sfârșit. E gata să coboare cerul lui Dumnezeu. E gata să coboare Ierusalimul cel nou împodobit ca o mireasă pentru mirele ei. În locul acela nu vor mai fi nici cancer, nici spitale, nici durere. În locul acela nu vor mai fi nici temple, pentru că Domnul va fi templul nostru. În locul acela nu vor mai fi mendicostari, nici baptiști, nici ortodoxi, ci doar copiii lui Dumnezeu, mântuiți prin jertfa lui Iisus Hristos. Mie dor de locul acela. Dar acolo vor ajunge doar cei care și-au păstrat sufletul treaz. În secolul 21, când diavolul vrea să ne abarbă sufletul, păstrați-vă sufletul treaz. Aș vrea să fac această rugăciune, dacă există cineva aici, în mod special, vreau să mă rog pentru aceia dintre voi care simțiți că luptați cu somnul păcatului în ultima vreme și parcă sunteți biuiți și ați încercat încă o dată să vă ridicați și ați fost biuiți încă o dată și încă o dată și încă o dată. În numele Domnului, cred că seara aceasta este seara care Duhul lui Dumnezeu vă poate ridica. Dacă există cineva aici care vrea să fie ridicat de mâna lui Hristos, care are un păcat în viața lui, de care vrea să se lasă, aș vrea că unde ești să ridici o mână sus. Vreau să mă rog pentru tine. Vreau să mă rog pentru tine. Vreau să mă rog pentru tine pentru că n-aș vrea să fii în situația lui Samson. Să fii în situația în care să crezi că Dumnezeu e cu tine, dar Dumnezeu să te fi părăsit din cauza păcatului tău. Să fii în situația în care era biserica din Sardes și Dumnezeu să spună, știu faptele tale. Știu că îți merge numele că ești pocăit, dar realitate nu ești. Știu că îți merge numele că ești treaz, dar realitate nu ești. Și numai tu și Dumnezeu știți faptele voastre. Numai voi știți care este viața voastră ascunsă înaintea lui Dumnezeu. Nici părinții, nici păstorul, nici vecini, nimeni nu știe, dar Dumnezeu știe. El este aici, slăvit să fie numele. El este aici, la Betania, în această seară. Și dacă există cineva care vrea în această zi să biruiască somnul păcatului, aș vrea să-i curajul să ții mâna ridicată sus. Rugăciunea asta vreau să o spun în mod special pentru tine. Vreau să stai cu mâna ridicată sus, ca singura faptului că vrei să lupți.
Nu vrei să te dai bătut, chiar dacă e odihnă, a fost biruit, a luptat cu socul și până la urmă numele Domnului a biruit. Pentru că Pavel îl ia în brațe și îl ridică și Eutif, plecându-l acesta, revine la viață. O, Dumnezeu a făcut minunea aceasta cu Eutif, Dumnezeu poate face minunea aceasta cu tine, chiar în seara asta la Betania. Dumnezeu se poate atinge de sufletul tău, Dumnezeu se poate atinge de mintea ta, Dumnezeu se poate atinge de trupul tău și poate să schimbe ceva în tine, poate să readucă la viață sufletul pe care îl credea adormit de mult, aflat în coma spirituală de mult. Doamne, uită-te la mâinile care stau ridicate spre tine. În anul 2014, cea mai mare provocare pentru toți creștinii din lumea aceasta va fi să-ți păstreze sufletul treaz. Ajută-ne, Doamne, să ne păstrăm sufletul treaz. Sunt în locul acesta unii oameni aflați în stare de comă spirituală. Unii dintre ei sunt pruncii bisericii, sunt copiii bisericii, pentru care părinții se roagă chiar în momentul acesta. Doamne, mâna ta de Dumnezeu să le atingă inima chiar în momentul acesta. În numele lui Iisus Hristos, Doamne, te rugăm, atinge-te de cei ce sunt legați din anumit păcați. În numele lui Iisus, fie eliberat chiar în seara aceasta. În numele lui Iisus, fie eliberat de puterea drogurilor. În numele lui Iisus, fie eliberat de puterea alcoolului. În numele lui Iisus, fie eliberat de puterea urii. În numele lui Iisus, fie eliberat de puterea imoralității, în toate formele ei. În numele lui Iisus, fie eliberat de această zi. Doamne, suntem cu mâna ridicată spre tine. Așa cum eu tic, m-a ridicat din când în când privirea. Doamne, n-aș vrea ca vreunul dintre tineri de ei să fie prins de tine în ziua în care vei reveni, stând într-o stare de adormire spirituală. O, Doamne, mi-este dor de tine. Mi-este dor de prezența ta, Dumnezeule. Iagve Shavaot, Dumnezeu al oștirilor. Iagve Shama, Tu ești aici. O, El Shaddai, Dumnezeu atot puternic. Elohim, Dumnezeu Creator, atinge-te de tine din locul acesta. Părinții nu mai pot face nimic. Nu pot decât să trimită bilete în față. Nu pot decât să le predice fiecare zi. Poate unii dintre ei au și obosit. Părinții au rămas micuți și firavi. Și nu mai au nicio putere înaintea copiilor lor. Dar Tu, Doamne, Tu poți chiar în seara aceasta. Tu ești El Shaddai, Dumnezeu atot puternic. Atinge-te de orice suflet împietriți. Și vă, Doamne, ca cei tineri care n-au plâns niciodată în biserică, în seara aceasta la Betania să plângă, să-și plângă păcatele înaintea Ta. Ajută-ne, Doamne, să ne zdrobim înaintea Ta chiar în seara asta. Doamne, unii dintre noi, din cauza faptelor noastre, suntem în stare de somn spiritual. Te rog în seara aceasta, ridică-ne nouă. Doamne, știu că noi mulți și Tu vei reveni. Nu există dorință mai mare pentru noi decât să fim în cer cu Tine. Dar împreună cu familia noastră, Doamne, n-aș vrea ca un copil al bisericii să se piardă. Niciunul, Doamne, te rog frumos și încă o dată mijlocesc înaintea Ta pentru cei ce au trimis bilet aici în față. În numele lui Iisus Hristos, te rog frumos să întinzi mâna Ta de Dumnezeu și să te atingi de tine aceștia. Vede din toată inima că Tu ai putere să trezești orice suflet aflat în stare de adormire. În numele lui Iisus Hristos. Și Doamne, ziua când dimensiunea aceasta se va încheia, îmi doresc să le spui tuturor, vino rogul și credincioși, să vrem să ne ștergem cu orice lacrimă, în locul unde mare nu va mai fi, cum spune Ioan, adică nu va mai fi nimic să ne despartă unii de alții, în locul unde nu va mai fi moarte, nici spitale, nici durere, nici necazuri, în locul acela când vom deschide pentru prima dată ochii, vom vedea timpul Tău, Iisuse Hristoase, și ne vom bucura de Tine pentru totdeauna. Mulțumesc că m-ai ascultat. Și încă o dată vă spun. Uitați-i toată predica, dacă uitați. Păstrați-vă sufletul de azi. Amin.